ziua! Astăzi cu fursecuri. Bună ziua, bună ziua! Astăzi vă arăt aceste fursecuri. Bastonașe. Inimioare. Ia uitați și așa, și așa. Floricele. Ciocolată în interior. Ia uitați. Astăzi o să facem acestea. Am să vă arăt ingredientele. Și la cuptor stau foarte, foarte puțin. Circa 10 minute la 180 de grade. Mai mult. O să avem nevoie de 2 ouă. Și o să folosim un ou întreg și un albuș. Untură sau unt sau margarină, fiecare pune ce crede. 120 de grame de untură. Să vedeți ce fragile ies cu untură. O să mai avem nevoie de, am pus aici, astăzi le-am pus pe toate, 100 de grame de zahăr. 100 de grame de stafide, coajă de lămâie, vanilie, un praf de sare. Aici am nuci măcinate, puteți pune și alune, și alune de pădure, și fistic, ce vă place. Așa, apoi mai am nevoie de esență de migdale, o sticluță. Aici mai am să vedem că eu mi-am pus. Mai am 30 de mililitri de rom. Acesta este opțional, puteți pune două fiole de rom. Așa. Aici am 300 de grame de făină. O să punem cam 250 la început și după aceea, dacă mai e nevoie, mai adăugăm. Și amoniac. Avem nevoie. Cam 6 grame de amoniac. O jumătate de linguriță. Le-am pus pe toate, pe farfurie, ingredientele, pentru că le amestecăm pe toate. Le-am pus astăzi, le-am pus împreună. Aici am un vas. Așa. Și am să pun un ou întreg. Un ou întreg și un albuș. Cine dorește cu gălbenoșul, chiar poate decora. Cu puțin zahăr pudră, îl amestecați și puteți pune deasupra la fursecuri. Îl puteți folosi să faceți un cacao. Cacao și zahăr pudră. Este foarte bun. O cremă. Așa. Să punem tot albușul. Așa. Am pus un ou și un albuș. Și acum punem untura. O punem pe toată, 120 de grame de untură. Puteți folosi și unt, dacă nu preferați untură. Dar să știți că ies foarte, foarte fragil de untură. Așa. Și acum am pus pe farfurie 100 de zahăr, 100 de nuci măcinate, 100 de stafide, am pus coajă de lămâie, vanilie și un praf de sare. Și aceste le punem pe toate. Și le amestecăm pe toate împreună. Așa. Încet. Așa. O să le amestecăm cu o palețică.
Așa. O să punem și romul. Eu am aici 30 de ml de rom. Esență de migdale. O punem pe toată. Acum amestecăm bine. Și la urmă adăugăm făină și cu amoniacul. Le puteți face înainte. Se mențin foarte, foarte bine. Sunt foarte, foarte fragile. Așa. Aluatul trebuie să se odihnească măcar o jumătate de oră. Și apoi le dăm ce formă dorim. Și după aceea le decorăm. Le decorăm cu ciocolată, cu bombonele colorate, cu nucă măcinată, cu zahăr granulat. Sau le putem da pur și simplu prin zahăr pudră. Și le lăsăm așa. Așa. Vedeți? Cum se amestecă toate. Le amestecăm bine, bine. Se vede? Așa. Le amestecăm bine, bine totul. Adăugăm și amoniacul, așa, cam o jumătate de linguriță, nu mai mult. Amestecăm bine, bine. Așa. Și unim și făina. Făina o adăugăm puțin câte puțin. Aici am 300 de grame și dacă mai e nevoie, mai adăugăm. Dacă nu, așa. În 10 minute sunt gata la cuptor, se cuc foarte repede. Și le puteți da ce formă doriți. Astăzi am să vă arăt ce forme le-am dat eu. Eu le-am făcut ieri, înainte, am făcut o parte. Ca să nu vă țin prea mult astăzi. Așa. Mai adaug puțină făină. Încerc să lucrez cu mâna. Așa. Le puteți face și cu 2 săptămâni înainte de sărbători. Se mențin foarte bine, foarte, foarte bine. Le puneți într-un vas. Așa. Acum să lucrăm cu mânuța. Mai trebuie făină. Se simte la mână. Cineva mă întreba ce înseamnă făină cât cuprinde. Cât cuprinde ca să nu se lipească de mâini, să nu fie lipicios. Și să nu fie și foarte tare, ca să nu putem lucra. Deci să fie, că vă aduceți aminte plastilina, cum se modelează și se lucrează. Cam așa ar trebui să fie și aluatul. Cam acea consistență, consistență. Așa. Și dacă am adăugat mai multă făină, adăugăm ori un pic de albuș sau un puțin lapte. Nu se întâmplă nimic dacă am adăugat mai multă făină. Așa, mai pun încă puțin. Așa.
Aluatul este gata. Au intrat cam 350 de grame de făină. Aproximativ așa. Așa. Vedeți? Așa. Și așa îl dăm deoparte. Apoi o să ne ajutăm și cu puțină făină. Tot mai trebuie puțină. Eu o simt la mână, o simt. Puțină, puțină să mai adaug. Să-l așez aici să-mi iau tot de pe fund. Așa. Aceasta este rețeta, este foarte, foarte simplă, ați văzut că se face foarte repede. Și aluatul dați la frigider o jumătate de oră. Așa. Este gata, ia uitați-l. Nu este nici prea moale, dar nici prea tare. Așa. Acesta este aluatul. Îl vedeți? Nu este... Este numai bun de lucrat. Așa, cam aceasta trebuie să fie consistența. Îl dau deoparte. O să dau forma. Am să vă arăt unde le așez eu aceste fursecuri. Mai întâi. Uitați. În cutiuță. Așa. Și o să dăm forma de bețișoare. Ia uitați. De cârliguțe, de brăduți, fiecare de... Și știți cu ce am pus ciocolata? Cu penson. Cu pensonul. Am luat puțin și am pus. Apoi am presurat bomboane colorate. Imediat vă arăt. Ia uitați. Fursecuri. Le faceți din timp și le aveți... Aici dungile sunt făcute cu farfecul. Farfecul cu mulți dinți. Așa. Așa, ia să vă arăt cum le pun eu și le așez aici, în cutiuță. Le așezăm, uite așa. Le puteți și dăruie de sărbători când vă duceți la părinți, la copii. Ia uitați. Și le așezați. Uitați, aici în interior am pus puțină ciocolată. Așa. Și le așezăm așa frumos, frumos pe fiecare. Și bețișoarele. Eu le spun bețișoare. Le spun bețișoare. Și faceți cadou. Ia uitați, vedeți? Și se închide. Umpleți. Așa și chiar le puteți păstra. Le așezați lângă brăduț. Eu mi-am luat roșu și legați. Ia uitați. Așa. Vă dau o idee ca să faceți cadouri. Ceva și le puneți în cutiuță. Și acum să trecem să dăm formă la biscuiți. Așa, ne-am clătit mânuțele.
luăm aluatul. Deci dacă faceți cu forme din acestea, cu brăduți, cu steluțe, îl întindem. Îl întindem într-o foaie subțirivă, nu prea subțire. Și ca să facem aceste forme, vă arăt imediat cum se fac. Sau acestea, ia uitați-le, imediat vă arăt. Luăm din aluatul nostru. Biluțe. Și facem biluțe. Vedeți? Cam așa de mari sau mai mari. Ia uitați. Facem biluțe. Nu știu dacă se vede. Se vede. Așa. Să le pun pe farfurie. Le punem așa pe farfurie să se vadă. Așa. Acum fiecare dă mărimea care dorește. Așa. Ne putem ajuta cu puțină făină. Vedeți? Puțină făină. Apăsăm. Și ca să fac acestea unde am pus ciocolată în interior, eu am așa o formă. Are un căpăcel aici, vedeți? De stea. Eu cu această parte, pe mână, așa aici, am apăsat. Ia să pun pe podul palmii. Vedeți? Apăs. Și apoi scot. Și am dat forma în interior. Deci acesta este... Și o să punem puțină ciocolată. O să le așez așa. Și o să punem ori ciocolată, bucățele, aici am tăiat bucățele, ori o topiți și puneți, acum fiecare cum preferă. Ia uitați, puțină, puțină în interior. Așa. Da? Aceasta este crud, aceasta este copt. Deci ori o puneți cum am pus-o eu aici, am pus-o bucățele, aici este topită. Așa. Acum să facem acesta. Așezăm aici. La fel. Avem o biluță. O dăm puțin prin făină să nu se lipească. Sau prin zahăr pudră. Așa. Și foarte cum eu îl dau. Vedeți? Și apăs cu farfecul aici. Și scot. Și îl dau la copt. Și după aceea îl dau cu ciocolată. Să le facem pe acestea. Vedeți? Am făcut cu această formă micuță. Am tăiat zimțată, așa. La fel. Am biluța. Mă ajut cu puțină făină să nu se lipească. Și am apăsat-o puțin, vedeți? Așa, și-o fac. Cam așa de groasă. Trebuie să... Și cu această parte, tai. Pun pe deget aici și mă duc și tai. În cinci. Ia, vedeți? Cam așa. Și în mijloc o să punem un pic... o nucă. Aici o să punem o nucă. Așa. Puteți face și steluțe. Pur și simplu, fără să... Ia uitați. Vedeți? Trageți. Și dacă nu aveți timp să vă jucați așa ca mine, întindeți aluatul și cu formele tăiați imediat. Așa. Ia uitați, steluța. Vedeți? Și cum am spus, cu pensonașul am dat cu ciocolată. Vă arăt imediat.
Așa. Și dacă întindem aluatul. O să întindem aluatul, da? Fac aici pe masă ca să se vadă pe farfurie. Întindem aluatul. Îl întindem subțire. Avem brăduțul, îl tăiem. Formele le puteți da mai întâi prin făină ca să nu se lipească. Ia uitați-l. Și tăiem și îl punem alături. Se văd aici? Nu se văd. Așa. Ah, steluțe sau pătrățel. Ia uitați, eu am tăiat, vedeți, pătrățel cu găurică și l-am decorat. Mă uit la voi așa. Ia să-l pun aici alături. Tăiem pătrățelul. Tăiați bine că sunt stafidele în interior. Și cu această formă rotundă, tăiem în mijloc. Așa. Ia uitați. Și ele mai cresc. Vedeți? Așa. Și puteți face ce forme doriți, ce forme. Bastonașele le facem cu mânuță. Le întindem. Ia uitați. Pur și simplu, le întindem. Ne putem juca cu fetițele, cu băieții în bucătărie. Ia uitați. Și facem bastonașul și apoi îl dăm cu ciocolată. Vedeți? Așa. Ia uitați. Crude și coapte. Și acum să vă arăt cum le decorez eu. După aceea am să le dau la cuptor. Nu vreau să vă țin prea mult astăzi. Așa. Avem aici. Vedeți, am dat și prin zahăr pudră. Le puteți da pur și simplu prin zahăr pudră. Eu mi-am topit puțină ciocolată. A început să se întărească de când am topit-o. Ia uitați. Am topit puțină ciocolată. Aici am niște nuci măcinate. Am zahăr granulat, vedeți? Cu granule mari. Și bombonele colorate. Cu pensonașul iau din ciocolată. Vedeți? Am această. Iau din ciocolată și mă duc pe petală. Ca să nu murdăresc peste tot și să nu. Așa. Ia uitați. Nu e că la mine la ciocolată s-a întărit. Am topit-o mai devreme. Și puteți pune și în mijloc, și în mijloc puneți altceva. Ia uitați, bombonele colorate în mijloc și prin exterior. Vedeți? Și în mijloc o să punem câteva bombonele colorate. Și pe margine o să punem nucă. Așa. Ia uitați-le. Vedeți? Acesta este pur și simplu un dreptunghi.
să mai încălzesc puțin ciocolata. Credeam că rezistă până termin de prezentat aici. Ia să vă arăt aici acum. Ia uitați. Și acum putem da cu zahăr granulat pe margine, așa aici. Cu bombonele colorate aici pe biluțe. Iată-ți. Și le decorați cum vă place. Pur și simplu cum vă place. O puteți îmbrăca cu ciocolată pe deasupra. Și după aceea puneți bombonele sau puneți nucă măcinată. Ia uitați. Luăm ciocolată, o îmbrăcăm pe deasupra, dăm cu o linguriță. Și acum dăm prin nucă. Ia uitați. Simplu. Sper că rețeta v-a plăcut. Aceasta este rețeta mea. Și sper să o încercați, să vedeți ce bunătate. Și pentru cadou aș... Ia uitați, puneți totul așa într-o cutiuță și le puneți lângă brăduț și le dăruiți. Cutiuțe mai mici, mai mari, eu le cumpăr. Le cumpăr și le montez. Vreți să vă arăt cum arată? Ia uitați-le. Le cumpăr și le montez. Și acestea sunt... Acestea sunt... Și vă mulțumesc tuturor că ați fost astăzi alături de mine. Fursecuri. Eu deja mă pregătesc. Încep să fac prăjiturile și fursecurile și tot ceea ce durează. Se poate face din timp. Eu vă mulțumesc tuturor din suflet. Tuturor, ia uitați, o bunătate și să le puneți în pachetele de Crăciun, de sărbători, să le dăruiți. Ia uitați, pachetele mici, copiii vor să se bucure. Anul trecut am făcut sărbătorile în România și să știți că puțini au venit la ușă să ne cânte, să ne ureze sănătate, să ne colinde. Foarte puțini. Mi-ar fi plăcut să vină cum era odată, mai mulți copii la ușă. Puțin, puțin. Anul trecut v-am colindat eu. am publicat și pe YouTube colindul. Am să vă mai colind și anul acesta. Fursecuri. Ia uitați. Le cumpărați, costă puțin, nu costă mult. Și le împachetați, ia uitați. Cutia se asamblează, sunt sigilate. Și apoi cu un... Ia uitați. Ne facem și urechiușe. Ne jucăm. Și puneți așa la... Ia uitați. Și dăruiți la copii. Dăruiți. Să sperăm că anul acesta vor veni mai mulți la noi. Vă mai arăt odată, încă o dată. Ia să vi le arăt așa una câte una. Ia uitați inimioara. Totul este făcut cu pensionașul. Ca să nu murdărim prea mult fursecurile. Floricică, vedeți? Cu pensonul. S-au dat direct prin zahăr. A, nu v-am arătat cum am făcut aceasta. Ia să vă arăt. Nu v-am arătat.
Facem o biluță. Nu v-am arătat, nu v-am arătat. Să vă arăt și aceasta, că nu n-am arătat-o. Tot așa, am ajuns cu puțină făină să nu se lipească. Și am acest părfecuț. Ia uitați, vedeți? Și punem și apăsăm aici. Apăsăm tot așa pe palmă sau... vedeți? Și cu un cuțitaș. Eu le-am dat prin zahăr pudră. Cu un cuțitaș mi-am dat aici două tăieturi. Ia uitați. Așa. Și apoi scoatem și iese ca o pălăriuță și dați prin zahăr pudră. În interior puteți pune puțină ciocolată dacă doriți, sau bombonele, sau nuci măcinate. Ia uitați, eu am pus bombonele albe în exterior. Așa, ia uitați-le cum arată. Brăduțul, tot cu pensonașul. Am dat cu pensonul pe margine, punctele cu pensonul. Sunt foarte, foarte bune. Sau floricică. Vedeți? Decorate acum în direct. Sau simple. Le puteți face cum vă place, le puteți decora. Fel de fel de forme. Puteți face aluatul și în loc de faceți aluatul cu nucă, cu stafide, puteți pune fistic cu stafide sau puneți alune de pădure, pentru că fiecare are câte un gust bun. Și cu un loc de stafide puteți pune smochine, puteți pune curmale sau le puteți pune împreună. Sunt foarte, foarte bune. Sunt speciale pentru sărbători, care dă un parfum minunat în casă. Vă pup dulce, asta acum vă las. Ne vedem cu următoare rețetă. Vă pup dulce, vă doresc multă, multă sănătate și vă mulțumesc tuturor că mi-ați fost alături și că mă apreciați. Vă mulțumesc din suflet și vă pup dulce. O zi frumoasă tuturor. La revedere, pupici! La revedere, pupici! O zi frumoasă. Vă pup, la revedere.